Lupul, țapul și farsa. Un țăran a plecat la târg, luând cu el spre vânzare un lup, un țap și o varză. Vrând să treacă un râu mare, șade și se socotește. Pe toate nu le pot trece deodată, nici chiar câte două nu voi izbuti, apa fiind prea lată. Dacă voi trece întâi lupul, țapul îmi va strica varza. Dacă voi trece varza, lupul va mânca țapul. Se munci omul cu gândul și porni la treabă. Trecu mai întâi țapul. Până aici totul a fost bine. Acum, dacă voi trece varza, țapul o va mânca îndată. Dacă voi trece lupul, zilele țapului vor sfârși. Vai, vai, ce marfă nepotrivită! Dar nevoia te învață. Luă țăranul lupul, îl lăsă pe mal și aduse țapul înapoi. Lăsă țapul și luă varza, pe care o aduse lângă lup. Apoi duse în sfârșit și țapul lângă cei doi. Omul, dacă se gândește, cu răbdare, izbutește.